Oh.
Înțelepciune drept, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos. Mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Doamne, mântuiește pe bine credincioși.
Dumnezeu, pentru ei se pentru noi este cel mai bun, ca ei
Ortodoxie
este acea frumusețe despre care vorbește unul din importanții teologiei de acolo 20 în următoarele cuvinte. Da, există o frumusețe deosebită, spirituală, care ne putem fi prinsă în formule logice, este în același timp singura calea adevărată care ne permite să definim ce este și ce nu este ortodox. Cunoscătorii acestei frumuseți sunt părinții duhovnicești, mai ești alta artelor, cum numesc asceza Sfinți Părinți. Aceștia, ca să spunem așa, au căpătat îndemânare în ceea ce privește discernerea valorii vieții duhovnicești. Gustul ortodox, forma ortodoxă se simte, dar nu pot fi supuse calculului aritmetic. Ortodoxia se dovedește, nu se dovedește. Iată de ce, pentru oricine dorește să înțeleagă ortodoxia, nu există decât o singură cale. Experiența ortodoxă directă, spune Părintele Pavel Florenț. Ortodoxia este sarea Pământului, potrivit Matei 5:13, despre care ne vorbește Domnul Iisus Hristos în Evanghelie. Este plinătatea adevărului și integritatea vieții omului. Ortodoxia este, în același timp, dreaptă credință și dreaptă viețuire. Ea este viața lui Hristos prezentă și lucrătoare în viața creștinului ortodox evlavios, conform Galatenilor 20, Colosente. Această trăire în Duhul lui Hristos se vede mai ales în viețile Sfinți. Iubiți fii și fii ce duhovnici. Această frumusețe a adevărului credinței și a sfințeniei vieții creștine o celebrăm în duminica de astăzi. Geneza acestei sărbători are în spate ei lupta dogmatică și monomicească de peste un secol a cinstitorilor Sfinților Icoane cu cei care denigrau și disprețuiau Sfintele Icoane numiți iconoclași. Începând cu împăratul Leon al III-lea Isaurul, 717-741, iconoclasmul a devenit politica religioasă oficială a curții imperiale din Constantinopol, ceea ce a determinat reacția apologetică foarte promptă și articulată a Sfântului Ioan Damaschin, care redactează trei tratate împotriva iconoclaștilor, fundamentând realitatea și sensul icoanei de adevărul dogmatic al întrupării Fiului Veșnic al lui Dumnezeu. Astfel, Sfântul Ioan Damaschin afirmă că icoana este imaginea care reprezintă natura umană văzută a Fiului Dumnezeu cel nevăzut. Odinioară, spune el, Dumnezeu cel necorporal și fără de formă nu era zugrăvit deloc. Acum însă, prin faptul că Dumnezeu s-a arătat în trup, fac icoana chipului văzut al lui Dumnezeu. Nu mă închin materiei, ci mă închin Creatorul materiei, Creatorului care s-a făcut pentru mine materie și a primit să locuiască în materie și a săvârșit prin materie mântuirea mea. Nu voi înceta a cinsti materia prin care s-a săvârșit mântuirea mea. Nu defermăm materia, căci nu este nevrednică de cinste. Sinodul al VII-lea Ecumenii din septembrie-octombrie 787 a pus capăt unui lung șir de persecuții și exilul pentru cei ce cinsteau icoane. Artizanii acestui moment de restaurare a cinstirii icoanelor au fost împărăteasa Irina și patriarhul Taras al Constantinopolului. Având drept de mediu tradiția biblică și patristică, prin definiția dogmatică a acestui sinod s-a stabilit că, după cum este cinstită Sfânta Cruce, trebuie cinstite și Sfintele Icoane. Ca asemenea modelului cinstite și de viață Vântătoarei Cruci, tot așa să fie înălțate cinstitele și Sfintele Icoane, fie din culori sau din mozaic sau din orice alt material potrivit, în Sfintele lui Dumnezeu Biserici, pe Sfintele Vase, pe Sfintele Veșnici, pe ziduri și pe lemn, în case și lângă Dumnezeu, și anume Icoana Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și a preacuratei Sfântului noastre Sfintei Născătoare de Dumnezeu, cinstiților îngeri și tuturor sfinților și cuvioșilor bărbați. Liniștea ortodoxilor cinstitoare Sfântului Icoane nu a durat mult, deoarece a fost tulburată odată cu încoronarea împăratului iconoclast Leon Armean, care a împărățit între anii 813-820. Rezistența teologică împotriva iconoclaștilor în această perioadă a fost asumată de către Sfântul Teodor Studitul, care lămurit de Domnul Cristologic acestui Icoane sunt cuvinte simple. Știind că Fiul lui Dumnezeu, făcându-se om cu adevărat, a fost asemenea nouătoare. Și fiindcă omul poate fi zugrăvit, asta înseamnă că și Hristos poate fi zugrăvit. Iar Icoana zugrăvită ne este lumină sfântă, amintire mântuitoare nouă celor ce îl vedem născându-se, botezându-se, săvârșind minuni,
răstignindu-se, îngropându-se în vin și înălțându-se la cer, nerătăcind că acestea ar fi așa, conlucrând cu privirea la contemplarea minții și susținând prin amândouă credința în taina mântuirii. Victoria definitivă a cinstirii Sfintelor Icoane a fost stabilită cu aproape 30 de ani de prigoană și emigrare din partea iconoclaștilor față de acestea. Astfel, în prima duminică a postului mare, 11 martie 843, împărăteasa Teodora și curând alesul patriarh al Constantinopolului Metodie, susținut de poporul ortodox în urma unei întâlniri teologice despre cinstirea icoanelor, care au avut cu câteva zile înainte, au mers împreună în procesiune triumfală de la Biserica Vlahele, la Catedrala Sfânta Sofia, proclamând în mod oficial și definitiv cultul Sfintelor Icoane. Astfel, începând cu anul 843, prima duminică din postul mare a devenit pentru întreaga Biserică Ortodoxă, ziua de amintire a victoriei credinței ortodoxe asupra tuturor ereziei, rostindu-se în chip solemn de pe soleia Catedralei Sfântei Sofia la sfârșitul Sfintei și Dumnezeiești Liturghii, sinodicul Ortodoxiei, care conține aclamații la adresa apărătorilor de credință și anapte la adresa erecice. Drept măritori creștini, Duminica Ortodoxiei ne descoperă un adevăr esențial al vieții noastre creștini. Dumnezeu Fiul se face om din iubire desăvârșită față de noi, asumând ușirea noastră cu toate trăsăturile ei specifice, în afară de păcat. Astfel, Hristos, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitor, ni se dăruiește pe sine nouă oamenilor ca întrupărirea virtuții și ca icoana via bunăvoirii și iubirii față de El și între noi, spre a îndupleca pe toți pentru a răspunde la fel. Deci, în omenirea Fiului Vecii, ca lui Dumnezeu are ca scop unirea omului cu Dumnezeu pentru a dobândi viața veșnică. Prin urmare, ca și Sfânta Evanghelie, Icoana ne dezvăluie iubirea lui Dumnezeu pentru toți oamenii. În acest sens, Sfântul Ioan Damaschinul spune, ceea ce este carte pentru știutorii de carte, aceea este icoana pentru neștiutorii de carte. Iar ceea ce este cuvântul pentru auz, aceea este icoana pentru văz, căci cu ajutorul minții ne unim cu icoana. Sfântul Apostol Pavel numește pe Hristos chipul lui Dumnezeu celui nevăzut. Coloseni 1:5. Pentru noi, cei care am fost creați după chipul și asemenea lui Dumnezeu, facele 1:26, adică după prototipul nostru, care este Hristos, El este icoana lui Dumnezeu cel nevăzut, de-a nostru timp configurat în unui cer și după această icoană, adică după chipul lui Hristos. În acest sens, Sfântul Teodor Studitul precizează că cinstirea icoanei lui Hristos se îndreaptă către persoana lui Hristos, nu către materia icoanei lui. Icoana lui Hristos nu este altceva decât Hristos, evident afară de diferența de substanță, cum s-a arătat deja de mai multe ori. De aceeași înclinare este o înclinare la Hristos, întrucât nu este înclinat ceva din materia icoanei, ci numai Hristos și asemănat în ea, iar cei ce o au o singură asemănare au și o singură înclinare. Întrucât noi oamenii suntem creați după chipul lui Hristos, în tot ceea ce facem, trebuie să pun în legătură cu prototipul nostru, adică să luăm aminte la Evanghelia lui Hristos și la modul de viețuire al lui Hristos, să împlinim poruncile iubirii lui Hristos, să ne împărtășim cu fruncul și sângele Lui. Doar în felul acesta devenim icoane vii și simțite ale lui Dumnezeu. Din păcate, nu reușim întotdeauna să respectăm desenele noștri ca fiind și ei după chipul lui Dumnezeu, adică sunt icoane vii ale lui Hristos. De ce? Pentru că suntem captivi, fără niciun simț critic, civilizație vizualului artificial, considerând că imaginea exprimă adevărul. Putem constata foarte ușor că trăim în era ideocrației, când cuvântul e detronat de imagini. Cu cât suntem astăzi invadați de mai multe imagini trecătoare, fugitive, cu atât se răcește conținutul comunicării al unii dintre oameni. Totul devine imaginea materialului limitat și efemer, adică ne informează văzând. Fără să mai realizăm că imaginile pot înșela mai multe decât cuvintele și că pentru unul văzător și nu numai atât nevăzutul nu există. De aceea o imagine proprie, o fotografie a sinului devine pentru mine un idol, o postez pe toate rețelele de socializare, aștept cu nerăbdare să fie cât mai distribuită și mai apreciată, ceea ce coincide cu faptul de a mă afirma între ceilalți. Postez cât mai multe fotografii, deci există. Important este să fiu văzut de către alții, nu să fiu privit în mod personal de oricine. De aici începe să se nască
idolatrie. Îmi place să fiu adulat, apreciat în funcție de imagine pe care vreau să le selectez și să le livrez în spațiu public și care s-ar putea să nu exprime de fapt cine sunt eu cu adevărat, dincolo de imaginea mea exterioară. Într-un asemenea context, duminică ortodoxia cu Uniunii Sfântului Sfânt este mai mult decât actuală, deoarece icoana Sfântă trimite spre o persoană sfântă veșnic vie. Doar prin prisma icoanei Sfinte, imaginea sau civilizația vizuală se poate elibera de atotul suficient, narcisism și materialism opac. Deoarece adevăratul rost al icoanei nu este să o vedem transformând într-un obiect de contemplație estetică, să ne ajute ca să trăim în prezența lui Dumnezeu și a Sfinților. Noi dorim să fim văzuți, ascultați și iubiți de Dumnezeu, de Dumnezeu cel veșnic și de toți Sfinții lui Dumnezeu, nu doar de oameni trecători și schimbători. Pe de altă parte, când îl înțelegem pe unul de lângă noi ca fiind icoana sau fiind lui Dumnezeu, atunci ne mai permite imaturitatea spirituală de a-l calomnia, de a-l disprețui, de a-l înșela, de a-l discredita, de a-l judeca, ci îl iubim cu nădejde vindecării lui sufletești, așa cum Hristos ne-a iubit în mod unic și înalt pe cruce și ne-a făcut părtași slavei în învierii sale. Numai o asemenea perspectivă ne va ajuta să înțelegem că icoana sfințește vremurile și locurile dintr-o locuință, ea face o biserică. Din viața la unul unui credincios, o viață în permanentă stare de rugă, liturghie interiorizată și neîntreruptă, drept măritor creștin. Așa cum știți, a devenit o tradiție de împreună ajutorare statornică, începând cu această primă duminică din post, Duminica Ortodoxiei, organizarea unei colecte pentru Fondul Central Misionar în vederea susținerii proiectelor pastorale, misionare și sociale filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române. De aceea vă îndemn cu toată dragostea ca fiecare să dea cum s-o potește cu inima sa, nu cu părere de rău sau de silă, că Dumnezeu iubește pe Cel ce dă cu voie bună. 2 Corinteni 9:7. Sprijinind prin omorul dumneavoastră lucrarea misionară a parohiilor izolate, în care locuiesc doar oameni în vârstă, a mănăstirilor sărace și a eparhiilor din țară și din diaspora, cu posibilități financiare precare, care au nevoie de lăcașul de punct în vederea păstării identității de credință și de neam, pentru ca, în felul acesta, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, să putem să aducem mângâiere și noi celor ce se află în necaz. Îi mulțumim Domnului pentru toate binefacerile sale revărsate peste noi și ne rugăm să ne ajute să trăim gustul Sfinților Paști un cușcu omnicesc pe unirea cu Hristos și răstignit și în viață. În încheiere vă îndemnând folosind cuvintele Sfântului Apostol Pavel, frați, bucurați-vă, desăvârșiți-vă, aduceți-vă mângâiere, spuniți în cugete, trăiți în pace și Dumnezeu dragoste și atât ce va fi cu voi. Îmbrățișați-vă unii pe alții cu sărutare sfântă, harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului să fie cu voi, cu toți, potrivit 2 Corinteni 13, 11-13. Semnează această pastorală care vă este adresată. Președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, Metropolitul Muntenii și Dobrogei, obținitorul tronului Cezareei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Teofan, arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și Metropolitul Ardealului, Andrei, arhiepiscopul Patului, Fereacului și Clujului și Metropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Irineu, arhiepiscopul Craiovii și Metropolitul Ordenii, Ioan, arhiepiscopul Timișoarei și Metropolitul Banatului, Petru, arhiepiscopul Chișinăului, Metropolitul Basarabiei și Exarha Plaiului, Iosif, arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Metropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, Serafim, arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Metropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Nicolae, arhiepiscopul Ortodox Român al Statelor Unite ale Americii și Metropolitul Ortodox Român al celor două Americi, Nifon, Metropolitul Onorific, arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal, Teodosie, arhiepiscopul Tomsului, Primen, arhiepiscopul Sucevic și Rădăuțului, Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, Barsanube, arhiepiscopul Râmnicului, Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Batorului, Calinic, arhiepiscopul Arceșului și Muscelului, Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Bramcei, Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos,
Timotei, arhiepiscopul Aradului, Ignat, episcopul Rușilor, Lucian, episcopul Caransebeșului, Sofonie, episcopul ortodox român al Oradiei, Iustin, episcopul ortodox român al Maramureșului și Sătmarului, Nicodin, episcopul Severinului și Strehaie, Antonie, episcopul de Bărți, Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, Vincențiu, episcopul Frogozii și Călărașilor, Andrei, episcopul Covaznii și Arhitei, Galaction, episcopul Alexandrei, Ambrozie, episcopul Giurgiului, Sebastian, episcopul Slatinei și Omanaților, Bisarion, episcopul Tulcii, Petroniu, episcopul Sărajului, Urie, episcopul Bevei și Unedoarei, Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei și locțitor al episcopiei Dacii Feri, Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, Macare, episcopul ortodox român al Europei de Nord, Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, Balan, Moieșeanu, episcop vicar patriarhal, Ieronim Sinaitu, episcop vicar patriarhal, Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Galinii Cotoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Ilarion Fugărășanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, Vasile Someșanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vaslui, Fereacului și Clujului, Vaise Lugojanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, Marc Nemțeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, Sofian Brașoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, Damaschin Torneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Suceviei și Răduuților, Minean Crișanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Timotei Sărmăreanu, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sărmarului, Atanasie de Bogdania, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, Teofile Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Iubiți credincioși, am dat citire pastorale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2019, o pastorală care este semnată de întreg Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și ne aduce aminte de faptul că în Duminica Ortodoxiei pe care astăzi o cinstim, cultul Sfintelor Icoane a fost reașezat în Biserica Ortodoxă, în partea răsăriteană a creștinismului, după mai bine de un secol de persecuții, și ne aduce totodată aminte că suntem purtători ai dreptei credințe de la începutul, adică de la Hristos Domnul nostru, și că avem datoria să o mărturisim așa cum am primit-o până la sfârșitul lumii. Suntem îndemnați de asemenea din această pastorală, așa cum în fiecare an se întâmplă, să contribuim pentru ca să fie adunat un fond numit și Fondul Central Misionar, prin care sunt sprijinite îndeosebi parohiile sărace, din țară și din diaspora, și anumite lucrări care țin de partea filantropică a Bisericii. De aceea, de astăzi, până pe data de 31 martie inclusiv, la sfârșitul Sfintei Liturghii, vom face această colectă pentru Fondul Central Misionar, la care vă îndemn să participați și să urmați cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care ne învață că trebuie să dăm din toată inima și mai ales fără părere de rău. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Diaconi, diaconi, monași, monahiși, pe tot clerii,
se pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Adormire Patriarhă Bisericii Ortodoxe Române, Mironicot Justinian, Iustin și Teocrist, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Fericiți și curună pomeniți, ctitori acestei Sfinte Biserici, Dorul Valentina, Vlad, Ramazan, Adivie, Caterina, Anastasia, pe alți ctitori, miluitori, făcători de bine, ajutători, ostenitori, închinători, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Eustașul Românii căzuți pe toate câmpurile de lupte pentru apărarea țării și a credinței noastre, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au adus vii sau adormit, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și adormit din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți și într-o rudenie cu noi, pe fiecare după al său nume, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drepăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa ce cerească totdeauna, bun și pururea și în vecii vecilor. Sfântului Duh să fie cu voi cu toți.